Noi stăm acasă fără bani și activitatea noastră continuă cum? De unde mergem să ne ridicăm cine salariile? Banii? Vrem și noi banii, vrem preavizul de 20 de zile, vrem actele de șomaj. Acestea sunt doar câteva dintre nemulțumirile celor care până nu de mult aveau un loc de muncă sigur. Acum s-au trezit că firma de gresie și ceramică se mută din Timișoara, iar patronii nu s-au sinchisit să îi anunțe. Nu am fost anunțat. Și noi am întrebat. O zis că pleacă din altă. Pe data de 9 a fost anunțat că e prima zi de lucru. Noi când am venit am găsit firma goală. Și urtiile au venit pe data fără de 10 și la 12 ne-au chemat. Fără nimic, nici măcar n-a fost anunțat. După ce au amenințat că merg la ITM, angajatorul le-a trimis o înștiințare prin care îi anunță că îi așteaptă la muncă la Baia Mare. Oamenii sunt foc și pară. În niciun caz nu vor străbate 700 de kilometri pentru 600 de lei cât câștigă pe lună. Asta este adresa, uitați, asta este adresa. Eu cum să mă duc acolo? Eu am familie acasă. Eu am copii mici acasă. La 700 de kilometri? La 700 de kilometri. Cazare nu, dorm în gară. Boschetar am ajuns. 7 ani am de când lucrul la ei. 7 ani. Și numai mâinile mele, uitați aici. În ce condiții am lucrat? În frig, în apă. Inspectorii de la ITM confirmă că este vorba despre un conflict de muncă ce poate ajunge în instanță dacă se dovedește că angajatorul a greșit. Noi am fost la sediu social, unde a avut sediu până în 12 ianuarie din Timișoara. Le-am lăsat o invitație pentru mâine dimineață la 9:30 să vină la ITM să vedem în ce condiții vrea să înceteze raporturile de muncă cu foștii salariați. Contactați de mai multe ori patronii firmei, nu au fost de găsit. Angajații sunt acum deciși să apeleze până și la avocatul poporului ca să li se facă dreptate.